Am trecut de la vară la toamnă peste noapte. Furtuni violente de gheață au îndoit tabla mașinilor, iar oamenii au adunat grindina cu lopata în multe zone din țară. Vijeliile, grindina și vântul puternic amenință încă jumătate de țară, care este sub cod galben de vreme severă. 12 județe au și avertizare de inundații. La Sinaia cerul s-a întunecat amenințător, iar perdelele grele de apă s-au revărsat asupra orașului. A plouat într-o oră cât într-o săptămână. Stațiunea a fost inundată a doua oară în nici 24 de ore. Ceva rar, spun localnicii. În zona gării, asfaltul nu se mai vedea de sub șiroaiele de apă. Polițiștii au oprit circulația ca să facă loc pompierilor, care au intervenit cu pompe de mare putere, în timp ce natura se dezlănțuia din nou. Ploaia și gheața au alternat în reprize vijelioase. Covoare albe și groase s-au întins pe străzi. Un strat serios de grindină s-a întins și la Călimănești, unde ploaia cu gheață a lăsat urme serioase pe mașini. În nord, furtunile au distrus și o casă. Am prins momentul fulger, am auzit o bubuitură și o flamă foarte mare. Mansarda unei case din Baia Mare s-a făcut scrum după ce acoperișul a fost lovit de fulger. Pompierii au stins cu greu incendiul pentru că hidranții din zonă nu funcționau. 24 de județe au intrat de dimineață sub o avertizare cu cod galben, valabilă până aproape de miezul nopții. Meteorologii avertizează, ploile și furtunile vor continua, iar săptămâna aceasta trebuie să ne așteptăm în fiecare zi la cel puțin un cod de vreme extremă. Vom asista la o schimbare majoră sub aspect termic. Dacă astăzi vremea a fost chiar deosebit de caldă, se va răci accentuat de mâine, astfel încât vom avea maxime de la 14-15 grade. E mașină, da. Că tu nu vezi că dă din ștergătoare. Voi, fraților, vremea severă a început să aducă necazuri încă de duminică seară. Lângă Ploiești, o viitură năprasnică s-a format după ce a plouat cu găleata o oră și jumătate. Un pârâu s-a umflat brusc și a devenit un torent amenințător. Până sâmbătă inclusiv vor fi ploi torențiale în majoritatea regiunilor țării. Tunete, fulgere și chiar vijelii vor fi mai ales în Ardeal și în Oltenia, unde vor fi și cantități mai însemnate de precipitații. În schimb, în estul țării, precipitațiile vor apărea doar din loc în loc. Meteorologii spun că în weekend vom vedea soarele și că tot atunci va începe să se încălzească. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.